În ultima săptămână, la nivelul județului Mehedinți, au fost înregistrate 42 de cazuri de boală diareică acută, 12 dintre acestea fiind diagnosticate de către medicii de familie. Din totalul cazurilor înregistrate, 30 au avut nevoie de internare. În ultima săptămână s-au înregistrat un număr de 42 de cazuri de boală diareică acută, din care 12 cazuri au fost diagnosticate de către medicii de familie. În cele 30 de cazuri diagnosticate și spitalizate, a fost identificat ca agent etiologic în două cazuri, infecție cu rotavirus, 6 cazuri de infecție cu Clostridium difficile, iar restul de 22 de cazuri internate nu au avut un agent etiologic identificat. Nu s-au înregistrat decese prin boală diareică acută în rândul cu copiilor cu vârsta de mai puțin de un an. În această perioadă cu temperaturi ridicate este foarte important ca oamenii să acorde o atenție sporită igienei personale, dar și să spele foarte bine legumele și fructele ce urmează a fi consumate. Având în vedere că temperaturile sunt fluctuante și după ploi urmează și creșteri serioase de temperatură, este foarte important să dăm atenție igienei personale, să spălăm foarte bine fructele și zarzavaturile pe care le folosim, și, în general, să respectăm regulile de igienă.